Bun găsit la o nouă recomandare de lectură. Sunt Dana Părvan și azi am ales să vă vorbesc despre o carte deosebită apărută de curând la editura Apoliro. Este vorba de corespondența dintre două celebrități, Erich Maria Remarque și Marlene Dietrich. Volumul se intitulează Spune-mi că mă iubești, dar subtitlul acestei cărți, Mărturii ale unei patimi, mi se pare mult mai potrivit pentru fondul poveștii de dragoste. Mulți consideră această poveste de dragoste ca fiind ultima mare poveste de dragoste a secolului 20. Volumul a fost tradus în limba română de către doamna Mariana Bărbulescu, căreia îi mulțumim pentru minunata traducere, cu atât mai mult cu cât știm că nu a fost una ușoară. În această carte apar doar scrisorile pe care Remarque le-a trimis Marlene Dietrich, deoarece scrisorile actriței au fost arse mai târziu de către soția scriitorului. Pentru a înțelege mai bine aceste scrisori, este bine de știut câteva aspecte legate de întâlnirea celor doi și de contextul social și politic în care s-a petrecut îndrăgostirea lor. În momentul în care s-au cunoscut, în 1937, ambii erau celebri. Ea, în calitate de actriță, el, extraordinar de apreciat pentru volumul Pe frontul de vest, nimic nou, care pentru foarte mult timp a fost cartea cea mai vândută după Biblie. Erau celebri și părăsiseră Germania din motive politice. Lui i se arseseră niște cărți, iar ea a refuzat să facă parte din propaganda naziștilor. S-au întâlnit la Veneția. El avea 35 de ani, ea 32. Ea era diva adulată de bărbați, apărând mereu cu alți însoțitori, el un intelectual serios. Marlene a declarat că atunci când l-a cunoscut pe Remarque, a fost atrasă de manierele ireproșabile și de glasul grav și cultivat al acestuia. Deși în urma primei întâlniri, amândoi au crezut că vor avea o relație de vis, au avut însă parte de o dramă, de pe urma cărei au rămas aceste frumoase și triste scrisori de dragoste. Frumusețea scrisorilor pe care le-a scris Remarque se hrăna de fapt din amăgiri și dezamăgiri, din minciuni și trădări. Lui Marlene îi plăceau aparițiile publice în care era însoțită de Remarque. Avea grijă ca el să arate fotogenic, sporindu-și astfel propria faimă. Îl privea adesea ca pe un accesoriu. Îi plăceau libertatea și aventurile sexuale, iar Remarque a acceptat această situație și s-a lăsat măcinat mulți ani. Remarque, nu doar ca scriitor, ci și ca bărbat, avea multe complexe de inferioritate. Era vulnerabil, în timp ce Marlene era hotărâtă și pragmatică. Cititorul va descoperi că doar atunci când Remarque va juca rol de copil, un copil care va putea să scrie dezinvolt și cu sinceritate scrisori, va intra în grațiile divei. Relația lor s-a încheiat în 1940, însă Marlene a rămas pentru mulți ani femeia fanteziei lui Remarque. Peste ani, scriitorul îi va mărturisi unei cunoștințe. Știi cum e să te simți atât de stânjenit față de tine însuți pentru că ai luat cândva în serios pe cineva care e doar o femeiușcă frumoasă, pentru că nu reușești să te convingi să-i o spui, ci preferi încă să fii un pic prea amabil, deși ți se face greață? Ei bine, scrisorile nu fac nicio referire la fondul traumatizant al acestei relații. Sunt tandre, tulburătoare, expresia sensibilității și nevoilor sufletești ale lui Remarque. Sunt oglinda lui, nu a relației, nu a femeii reale care îi hrănea fantezia. Sunt scrisori poetice, considerate de mulți cel mai frumos roman de dragoste din secolul 20. Iată unul dintre fragmentele mele preferate. Orion e sus pe cer, zăpada licărește dinspre munți. Lacul foșnește și noaptea cu lună nouă se dezlănțuie afară. Se dezlănțuie și mână timpul care încă ne desparte, acel întunecat munte de nor al zilelor fără tine. Zile lungi, goale, dar totodată împlinite, triste și totuși încărcate de fericire,
tulburate, fără a mai fi indiferente, fără a mai fi pustii și fără țintă. Este doar un fragment din multele pagini absolut fascinante pe care Remarque i le-a trimis Marlenei. Așadar, vă recomand acest volum de corespondență, care de fapt este o poveste de dragoste extraordinară.